Eu sunt Diana Filimon, în caz că nu știați, președintele Forum Apulum, iar el este George Roșu, Galben și Albastru. Prim-ministru. Nu e amuzat, nu? Pe George l-am cunoscut pe Facebook, i-am cerut să ne facă o sigla ne face acum, să ne facă un afiș gratis. Și el a acceptat și pe aia am mai cerut și alte chestii gratis și el a acceptat și uite așa a ajuns aici gratis. Dar despre George, spun eu, să spun cu despre spune. Deci George, avem foarte multe foi despre el de spus. Va dura un pic să vă luați ceaiuri. George este desenator de mai mult de 15 ani. Apropo, astăzi e ziua lui. La sfârșit trebuie să și cântați, George spune povești prin desenele lui, nu doar desenează, desenează ba text, ba pisici, ba copelul. A expus la București, la Timișoara, la Cluj, la Iași, la Alba Iulia. Da. Mulțumită nouă. Așa e. Și internațional în Suedia și în Germania, deocamdată. Da. Ce nu știați, sau poate ați auzit, dar nu știați că e proiectul lui George, e un spațiu de artă contemporană, raft de 30x30x30 centimetri, care există la Brașov și la Cluj și este gândit ca o formă de manifest la lipsa de spațiu cultural independent. Cum și așa aici încă două, trei. Rafturi, Ikea, noi suntem pe Ikea, și a ajuns și la Bienala Art Encounters Timișoara 2017, Raftul, minunatul raft. El abordează subiecte mai... El este un om ușor, incomod, dacă sunteți obișnuiți cu lucrurile conservatoare și plictisitoare. Și el abordează subiecte pe care poate alții artiști să feresc să le aborteze, într-un stil destul de direct. Dacă vreți să primiți hate pe ceva, îl găsiți pe Facebook. Deci, oferă hate gratuit. Și astăzi, nu e o întâmplare că s-a nimerit în Alba de dată cu cei de la DOR. Noi am plănuit o întâlnire, o vizită a celor de la Decât o Revistă. Pentru a cunoaște mai bine Alba Iulia, a descoperit poveștile din oraș și a discutat despre un subiect care pe noi, cei de la Forum Apulum, ne cam macină de un timp, creșterea naționalismului și a dragostei de patrie, un pic cam exagerate. Și aici, și după ce vom încheia speech-ul ăsta de început, o să discutăm cu Sorana Stănescu de la Decât o Revistă și cu Dorin Fleșeriu despre dorul de țară. Ca o introducere, expoziția lui George este despre nostalgia românilor plecați după țară, o nostalgie care cu timpul estompează toate zonele negative ale României și el ține să ne le reamintească, adică veceurile din curte sunt tot aici, problemele sunt tot aici, doar că par mai roz cu cât ești mai departe. Dar de ce pleacă românii, de ce se întorc românii și de ce trebuie să devenim așa, în an de centenar, naționaliști, vorbim după ce punem scaunele și după ce spune și George Dragul. Mulțumesc pentru invitație. Ai România? Nu mai spun mai multe, adică am spus deja de multe chestii pe pereți, încât dacă mai zic ceva, o să... Zine că îți place autogara din anul. Autogara e foarte ok. Verde. Acolo se poate face un festival de teatru, de exemplu. Brunch. Asta știa deja, brunch-ul, da. În fine, mulțumesc pentru invitație. Da. Și duceți scaunele. Trece la treabă, să fie teribil. Da, să